Bună ziua, mă numesc Iohana și vin din Timișoara. Am fost alcoolică timp de 3 ani și jumate, aproape 4 ani de zile. Primii ani au fost cumva ținut sub control ca la fiecare. Ultimii 2 ani s-au agravat. Consumam alcool de 3 ori pe săptămână. Și acum 3 luni de zile am consumat alcool seară de seară. Până am ajuns să consum cantități chiar și 12, 15, 18 beri. Nu beam decât bere. Nu știam. De multe ori încercam foarte mult din toate răsputerile ca să mă las de una singură, dar nu reușeam niciodată. Am fost foarte depresivă, chiar am tentat la viața mea de a mă sinucide, pentru că am trecut printr-o depresie foarte mare. La clinică am hotărât să merg chiar în o săptămână înainte să ajung. Mi-a fost greu să mă decid. Am sunat la clinici chiar și în România. Doar că nu a fost în România ceea ce mi-a trebuit mie. Mă refer la detoxifiere perfuzabile și detoxifierea la corp. Așa că am găsit clinica asta în Serbia, la care am găsit o domnișoară care mi-a răspuns foarte frumos la telefon, care mi-a dat încredere să decid, se numește domnișoara Nicol, de fapt. Și după o săptămână am ajuns aici cu neîncredere în mine, da, 4 zile am fost foarte dezorientată, speriată, nu știu ce mă aștepta, nu știam ce mă aștepta, dar după 4 zile m-a stabilit în așa fel încât credeam că eu de una singură îmi trebuie 10 ani ca să-mi revin ceea ce sunt acum. Mi-au făcut toate ce este pe broșură, chiar și mai multe. Chiar și mai multe. Este o clinică foarte serioasă și sunt foarte, foarte, foarte mulțumită. Și datorită psihoterapie, psihicul mi-a revenit. Fizicul mi-a revenit din cauza datoritei perfuziei. Deci sunt foarte mulțumită. Personalul este foarte dulce, foarte bun, foarte sociabil. Mâncarea este foarte bună, chiar sunt diferite feluri de mâncare. Clinica este un gen de hotel și spital pot să o numesc. Deci sunt foarte, foarte mulțumită. Cine are probleme de genul care am avut eu, cu încredere poate să ajungă aici.